Bună ziua! Numele meu este Dumitrescu Andreea. Sunt elev în clasa a patra, școala cinezeală Sfinții Trei Erari, Hanu Conache, județul Călați. Iar astăzi vă voi prezenta cartea mea preferată, Marele Uriaș și Prietenos, de Roald Dahl. În această carte este vorba despre o fetiță care locuiește la orfelinat alături de alți copii. Într-o seară, aceasta nu poate adormi și știe că dacă se va da jos și va fi prinsă, aceasta va primi o mare pedeapsă. Sophie crede că după ce adorme toată lumea, vor veni fantomele, dar își face curaj și merge la fereastră. Acolo vede o mare umbră neagră, foarte înaltă, care aleargă spre ea. Era marele uriaș care a prins-o și aceasta urmează să fie mâncată de el. Dar aceștia se împrietenesc și trec printre multe aventuri haioase și frumoase împreună. Când Sophie află că mai există nouă uriași care vor să mănânce toți copiii din Anglia, aceasta decide împreună cu marele uriaș Map să se ducă în Anglia, la regină, și cu acordul ei să facă o mare groapă unde să-i bage pe toți uriașii și să-i hrănească cu castra curcoveți. Aceștia reușesc și toți regii și toate reginele din toate țările îi felicită cu cadouri și cu felicitări. Regina decide să le facă case amândurora în curtea ei. Așa că face o cabană fetiței și o casă înaltă pentru Map. Mulțumesc!